Salutare tuturor și bine am găsit la un nou vlog. Numele meu este Crăciun, iar în acest clip o să vă arăt cum arată un cireș tuns de mine 2 ani la rând. Am încercat să-l aduc pe linia de plutire pentru că era foarte, foarte înalt. Acum încă este mai jos, dar o să mai coborâm din el. Dar uitați ce înseamnă inciziile făcute și cum a ajuns. L-am tuns cât am putut de bine, dar în același timp nici nu am exagerat, pentru că după aceea provocam foarte mult la creștere, ceea ce nu era bine. Am făcut incizii ca să am la bază lăstari, cum este acesta. Uitați cât de frumos este un lăstar bine format, care are la bază, este garnisit cu rodul acesta, ceea ce este foarte, foarte important. Și ia uitați cât de frumoase sunt florile. Zici că sunt muguri de mai. Zici că sunt gheme de mai, florile acelea care le știm cu toții. Sunt niște copaci care formează gheme de mai. Dar și acestea sunt tot muguri de mai și sunt cam tot așa numiți. Ia uitați ce frumusețe aici. Și sunt sigur că va forma un rod. Are destul de multă putere acest copac, pentru că este un copac matur, chiar dacă este destul de în vârstă, are o putere extraordinar de mare și poate să ducă. Ia uitați ce frumusețe aici de flori. V-am zis, încă nu este format total. La anul va trebui să mai eliminăm ceea ce mai este în interior, dar îl luăm ușor, ușor. Oricum, interiorul în această zonă este, uitați, liber. Acea ramură mai este, care noi o vom da spre exterior. Vom încerca lucrul acesta să dăm spre exterior și toate ramurile să încercăm să le avem pe exterior, nu pe interior. Și bineînțeles, vom transfera pe ramuri tinere și le vom lăsa pe cele tinere să se dezvolte, cum este și aceasta, o vom lăsa la fel să formeze o ramură cât mai jos, nu ne ducem în sus, ci în jos. Vom mai coborâ de acolo și de acolo în special vom coborâ mult mai jos ca să formăm un pom frumos. Deci spuneți-mi părerea în comentarii, cum arată acest pom. Și dacă mulți poate credeau că dacă tunde mai tare un pom nu face rod, uitați că are destul de multe flori. Anul trecut nu a reușit să facă rod. Bineînțeles, a făcut flori, dar a venit gerul și le-a distrus. Și în același timp nu a avut foarte mult rod pentru că a fost tăiat mai tare. Dar anul acesta i-am lăsat și rod. Vom vedea cum îl va ține. Cireșul are și capacitatea de a-și alege rodul, adică cât poate să ducă el. Are o capacitate de acest gen, ceea ce alți copaci, cum sunt persicii și caișii, nu au această capacitate de a mai da jos din rod. Pentru că unii nu au această capacitate, dar cireșul are, cel mai mult au prunii această capacitate de a-și alege rodul, dar caișul și cu piersicul nu are. Și vom vedea. Eu sunt sigur că va forma un rod frumos și vom avea un rod foarte frumos în acest an, ceea ce este bine. O să mai revin cu detalii și o să vă arăt și dumneavoastră. Eu sunt Iosif și până data viitoare cu acest pom o să ne mai întâlnim. O să mai tundem din el ca să-l aducem și mai pe linia de plutire, dar ușor, ușor, nu ne băgăm deodată, pentru că este foarte rău dacă tăiem deodată foarte agresiv. El va căuta să recupereze zonele pierdute, mai ales că este un pom matur, un pom destul de viguros, și după aceea formăm lacul. Eu sunt Iosif și până data viitoare, vă salut!